Problema șomajului este una recunoscută la nivel european. În prezent existând aproximativ 5 milioane de tineri șomeri. România, alături de alte state ale Uniunii Europene, alături de Spania, Franța sau Italia, este una dintre țările cu cele mai mari rate ale șomajului. Multe dintre evenimentele negative din ultimii ani au inclus proteste ale tinerilor care rămân fără loc de muncă. Este o problemă cu care societatea noastră se confruntă. Asociația non-guvernamentală Romanian Youth Movement for Democracy derulează zilele acestea un proiect în cadrul căruia sunt formați 20 de tineri șomeri. Aceștia provin din comunele limitrofe Mergidiei, respectiv Tortoman, Mircea Vodă, Siliștea și Seimeni. Tinerii vor fi pregătiți pentru a deveni candidați viabili pentru obținerea unui loc de muncă. Obiectivele noastre sunt dobândirea cunoștințelor necesare aplicării la un loc de muncă. Cum am spus, scrierea unui CV și a unui scrisor de intenție. Situații destul de tehnice, dar veți vedea că prin activitățile noastre nu va fi chiar ca la școală, cum se scrie un CV cu liniuță, nu, va fi o altă formulă. Al doilea obiectiv, conștientizarea voastră asupra statutului social pe care îl aveți acum, fie că sunteți elevi, studenți, nu știu, șomeri, sau poate unii lucrează, poate lucrează la NECU, poate sunt, nu știu, alte forme de angajare. Vom discuta asupra fiecărui participant, asupra statutului fiecărui participant și vom vedea care sunt avantajele și dezavantajele situației noastre. Nu în ultimul rând, conștientizarea participanților asupra competențelor și valorilor pe care le puteți folosi pentru a găsi un loc de muncă. Nu e suficient ca să scriem un CV și să scriem de motivație pentru a ne angaja. În perioada 27 august-1 septembrie, participanții vor învăța să completeze CV-ul Europass și scrisoarea de intenție și să își caute un loc de muncă prin intermediul site-urilor de specialitate. Totodată, aceștia vor afla oportunitățile de formare pe care le oferă Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța. Inițiativa este apreciată și de autoritățile locale din comunele de proveniență ale participanților la proiect. Inițiativa voastră este lăudabilă. Asta în primul rând pentru că sunteți tineri și cred că tinerii sunt cei indicați să aducă o schimbare în țara asta. Vă doresc succes, mult, mult succes. Dacă reușiți să angajați măcar un tânăr, doi sau trei, e mare lucru pentru voi să aveți o realizare și succes pe mai departe. La finalul trainingului, fiecare participant va primi un certificat Youth Pass emis de către Comisia Europeană, care va atesta participarea la activitățile proiectului.